mașina a fost importată acum 10 ani din America. Așa? A fost recondiționată în România, exclusiv. De dumneavoastră? De către mine și așa o vedeți și astăzi. Ați recondiționat-o? A fost un efort mare financiar? Nu neapărat. Foarte multă muncă. Mulți kilometri? Am făcut 3 competiții, am câștigat 2 dintre ele. Cel de-al treilea am avut o problemă la motor, s-a stricat, este motorul nou-nouț pe ea, acum încercăm a patra oară. Un motor nou-nouț la o mașină care în acte are 88 de ani. Da. Aha. A fost făcută la Retromobil România, în București, toate piesele importate din America, deci este tot original pe ea. Al câtelea proprietar al mașinii sunteți? Al doilea. Al doilea? Și primul? Murit. Am reținut. Dar americanul de avut-o, știm ceva de el? Nu. Nu știm absolut nimic. Păi și de ce modelul ăsta? De ce mașina asta? Așa s-a potrivit. Deci am fost o ocazie la achiziție sau v-ați dorit neapărat asta? Nu. S-a cumpărat atunci când America a fost în criză și toate prețurile au fost scăzute acolo. Puteți să ne arătați un pic și în interior, vă rog. Haideți că vin pe noastră. Dar arată foarte bine. Da, este întreținută. Ați investit ceva? Acolo vedeți ceasurile, benzina și kilometrajul. Dar mi se pare foarte simplu. Da, este foarte simplu. Acel tânăr vă întreba dacă închiriați mașina, dacă... Da. Și i-a spus că nu mai. I-a spus că nu. Am închiriat-o, dar... Nu s-a meritat. Nu s-a meritat. Arăt și portbagajul? Vă rog, dacă puteți. Și nu e indiscreție? Deci avem benzină și apă. Stingător. Tot ce trebuie. Deci asta e o mașină care trebuie să o conduci chipzuit. Da. Și să ai răbdare cu ea. Să ai răbdare. Corect. Dar mașini din astea, așa ca toată lumea, moderne, nu neapărat electrice, nu v-ați gândit niciodată să vă luați? Nu, nu. Prefer să circul cu una mai veche, nu știu, am o plăcere deosebită.